Bună ziua! Sunt Nela Mitrea și vă propun să ne preumblăm prin Asia deșertică. Știm că deșerturile reprezintă un mediu foarte uscat, nefavorabil vieții, în care precipitațiile abia ajung la 250 de milimetri pe an. Asia, fiind un continent atât de întins, de la ecuator până la polul nord, are toate tipurile de deșerturi. Deșerturi calde, în zona tropicală, temperate, deșerturi reci, situate în zonele reci, inclusiv în zona temperată, dar la mare altitudine. După cantitatea de precipitații, sunt deșerturi semi-aride, aride, dar vom vedea și deșerturi foarte aride. În nord, pe teritoriul Rusiei, se întinde deșertul Arctic, un deșert polar cu precipitații foarte reduse în interior, dar mai bogate cumva pe țărmuri. Temperatura minimă absolută s-a înregistrat în această parte asiatică de minus 70 de grade Celsius, dar temperatura maximă absolută de 21 de grade Celsius a fost măsurată la baza canadiană Alert la numai 1200 de kilometri de polul nord în anul 2019. Iată un argument trist, din păcate, dar foarte real pentru încălzirea globală care ne afectează. Este o zonă totuși locuită, nu este lipsită de populație, mai ales pe țărmuri, pe margini, chiar dacă sunt condiții extrem de vitrege, iată locuitori inclusiv în insulele din Oceanul Înghețat. Să mergem însă într-o zonă caldă, chiar foarte caldă, în deșertul tropical situat pe tropicul Racului, deșertul Arabiei, deșerturile acestea fiind cunoscute în literatura de specialitate ca deșerturi subtropicale. Are o suprafață imensă de 2.330.000 de kilometri pătrați, observați, în toată peninsula Arabia, pe teritoriul statelor Arabia Saudită, în cea mai mare parte, Kuwait, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman și Iordania, în partea de nord-vest a deșertului, și Yemen. Precipitațiile aici sunt extrem de coborâte, sub 100 de milimetri pe an, dar cu diferențe de temperatură foarte mari în zilele de vară și foarte coborâte în nopțile de iarnă. Nu întâmplător, întinderile de deșert sunt marcate de întinse dune de nisip. În deșertul Arabiei se găsește acest sfert gol din partea sa de sud-est, după cum se vede și pe această hartă. Este cea mai întinsă suprafață nisipoasă neîntreruptă din lume, nici mai mult, nici mai puțin decât 650.000 de kilometri pătrați. Este un deșert hiperarid, precipitațiile abia ajung în unele zone la 50 de milimetri pe an. Dunele în aceste condiții sunt foarte înalte, până la 300 de metri, și se deplasează sub acțiunea vântului vizibil. Într-o oră deja se poate observa deplasarea unei dune. Vorbeam de diferențe foarte mari de temperatură, iată maxima în zilele de vară 60 de grade Celsius și minima de minus 10 grade Celsius. Foarte greu de trăit, indiferent pentru care forme de viață în acest loc din lume. Mai la nord însă, în zona temperată, se află deșertul Gobi. În limba mongolă, Gov înseamnă teritoriu semi-arid.
Este în zona temperată, dar din cauza temperaturilor coborâte peste iarnă, intră în categoria deșerturilor reci. În mare parte este pietros, așa cum se poate observa în această imagine. Are o suprafață foarte mare, 1.300.000 de kilometri pătrați. Semi-arid, iată dovada, vegetația arbustivă care reușește să se dezvolte pe platourile pietroase. Semiarid înseamnă condiții minime de viață pe care oamenii au învățat să le folosească. Populația din deșertul Gobi este mongolă, o populație nomadă, ca în toate zonele deșertice din lume, din zona caldă, o populație crescătoare de animale și care trăiește în iurte, așa cum se vede în această imagine. Ne întoarcem în peninsula Arabia, de data aceasta în partea ei nordică, în deșertul sirian. Doar 520.000 de kilometri pătrați pe teritoriul Siriei, al Iordaniei, nord-estul Irakului și puțin din Arabia Saudită. În nord, la limita deșertului, sunt stepe uscate, dar spre centru și sud, acestea lasă loc nisipului și pietrelor. Și acest deșert este locuit, evident, tot o populație nomadă, în condiții dificile. Este vorba de beduini, o populație străveche, care păstrează încă modul tradițional de viață, o populație renumită pentru creșterea cailor. Deșertul Karakum, în limba turmenă Karakum, nisip negru, este situat pe teritoriul, în cea mai mare parte, cam 70%, pe teritoriul statului Turkmenistan. Se vede pe această imagine din satelit, pe care a fost deschisă la culoare suprafața deșertului, la est de Marea Caspică. Precipitații foarte reduse, 70-150 de milimetri pe an în medie și, în consecință, și locuitorii sunt foarte puțini, o medie de un locuitor la 6,5 kilometri pătrați. Sigur, vedem din această imagine că este un deșert foarte neprietenos. În zonele însă cu umiditate ceva mai ridicată, există o vegetație adaptată la secetă și la solurile sărătuorate, cu salcâm de deșert și saxaul. În această imagine vedem saxaul. Este un arbust care poate atinge înălțimea de 9 metri. Deșertul Karakum este bogat în subsolul său în gaze naturale. Gaze pe care, evident, că oamenii nu s-au dat îndărăt în a le extrage. În anul 1970, în timpul unor foraje, gazele au explodat și s-a format un crater imens. De teama de a nu se aprinde singure și a fi o explozie cu efecte catastrofale pentru mediu, oamenii au aprins ei gazele, gândind că în câteva săptămâni se va stinge rezerva și vor rezolva situația. Iată însă că aceste gaze ar continua din anul 1971 și constituie o zonă de atracție pentru cercetători, dar și pentru foarte mulți turiști. Deșertul Kızılkum, vedem pe imagine, mai la est de deșertul Karakum, Kızılkum, nisip roșu în limba uzbecă. Am ales limba uzbecă pentru că se întinde în mare parte pe teritoriul
statului Uzbekistan, dar și în Kazahstan și Turkmenistan. Un deșert rece, relieful sau treapta de relief, mai bine zis, este o câmpie în care altitudinea maximă nu depășește 300 de metri. Și acest deșert este bogat în subsolul său în gaze naturale și aur. Deșertul Taklamakan, supranumit Marea Morții. Suntem deja mult mai la est, dar și la nord de munții Kunlunshan, care și de podișul Tibet, care împiedică, putem observa în acest medalion pe hartă, împiedică musonii să aducă precipitațiile dinspre Oceanul Indian. Și atunci precipitațiile sunt extrem, extrem de puține, observăm între 0 și 69 de milimetri pe an. Diferențe de temperatură mari, de la 33 de grade Celsius vara la minus 23 de grade Celsius în timpul iernii. La asemenea, diferențe de temperatură și lipsa vegetației, evident că eroziunea a transformat întinderile într-un imens nisip, o suprafață, de fapt a doua suprafață din lume nisipoasă după Rub al-Khali din Arabia, din peninsula Arabia. Un alt aspect deosebit este energia mare de relief, înțelegând prin aceasta diferența foarte mare dintre altitudinea medie, atenție, 152 de metri sub nivelul oceanului planetar, și maxima, care ajunge la 5897 de metri. După cum vedem pe această hartă, nu este lipsit de ape, dar multe din ele își au sursele în zona marginală, înaltă, evident, unde există precipitații mai bogate, dar din cauza secetii abundente nu reușesc să înainteze foarte mult. Cel mai lung este fluviul Tarim, care își pierde însă apele, observăm, în această mlaștină sărată care poartă numele Lop Nur. Cât de nisipos și lipsit de viață este deșertul Taklamakan. Dune între 80 și 200 de metri înălțime, a căror vârstă a fost estimată la 70.000 de ani. Iată o imagine a dunelor din regiunea autonomă uigură Xinjiang. Și cu toate acestea, mai există și locuitori. Necazul este că deșertificarea este un fenomen real care se accentuează. Iată ce declara în 1970 Mehmet Simay, un locuitor din Kira Taklamakan. Când m-am trezit într-o dimineață, am descoperit că nu am putut deschide ușa din cauza greutății nisipului care s-a acumulat peste noapte. Recoltele mele au fost și ele îngropate, așa că nu am avut de ales decât să mă mut. Deșertul Thar este un deșert cald, semiarid, 200.000 de kilometri pătrați, la granița dintre India și Pakistan. Este un deșert tânăr față de celelalte deșerturi pe care le-am văzut până acum, pentru că deșertificarea s-ar părea că a început acum 4.000 de ani. Precipitațiile sunt sub 200 de milimetri. Observăm și o imagine din satelit, pe care însă a fost desenată ulterior granița dintre India și Pakistan. Nu este un deșert tipic, așa cum se observă. Sunt întinderi stepice, stepă, știm, înseamnă ierburi mărunte, care se usucă în perioadele uscate. Și așa cum vedem în această imagine, doar dunele mai înalte sunt lipsite de vegetație.
Este o imagine din apropierea localității Jaisalmer din India. Nu este tipic din multe puncte de vedere. Este cel mai populat deșert, cu o densitate medie de 83 de locuitori pe kilometru pătrat. Dacă facem o comparație cu densitatea medie a României, 84,4 locuitori pe kilometru pătrat, o țară care nu are deloc deșert, vedem de ce este atât de deosebit. În imagine, o panoramă a orașului Jodhpur, este cel mai mare oraș din deșertul Thar, atenție, peste 1000 de locuitori în anul 2011. Sunt mulți oameni, evident că ei trebuie să se ocupe cu ceva, trebuie să trăiască din ceva. În imagine, o plantație de jojoba, Simontia chinensis, o plantă cultivată pentru obținerea uleiului, cunoscutul ulei de jojoba, este similar uleiului de balenă, nu prea seamănă cu celelalte uleiuri vegetale și este utilizat în industria farmaceutică. Am reținut în care deșert se află cea mai întinsă suprafață nisipoasă neîntreruptă din lume. Până la următoarea noastră întâlnire, fii conectat și observă lumea în care trăiești. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!